Băi, nu se poate. Bun, da, am înțeles. Dar ce nu înțeleg, de ce m-ai adus până aici când așa ceva aveam și eu la mine la Crăciun? N-aveai așa ceva. Hai că e bună cafea. Zi, cât de bună e. Da, nu știu, are o aromă așa interesantă, dar... Ai văzut? Da, e bună. Dar ce caut aici și de ce m-ai adus Băi, până aici? Băi, spune-i că te-a trimis Nicu din Dragomirești. Moroiul. Da, mă, băi, e băiat bun, Mircica, da. E de la... Da. Suntem prieteni, mă, am copilărit împreună. Băi, spune că dacă îl prinde, îl bag ca pășnițele, are să-mi dea o căruță de bani, înțeles? Da, ăsta neserios tare, Georgica, ăsta, da. Soi rău, mare nesimțit de om. Neserios! Mm-hmm. Ce? Nu l-am halit niciodată. Niciodată nu l-am halit. Zici tu ceva, Johnny, fii mai degașcă un pic. Păi, pe relax, crede-mă ce zic. Are un business, pare, și ne-a băgat și pe noi. Putem face o căruță de bani. Putem să facem o căruță de bani. Eu pur și simplu nu există aici. Bă, dar eu fi mai vestul. Fii ceva, mi iartă, mă râzi un pic. Băi, business is business, da? Bă, seara. Ce face, băieții? Am venit. Noi tocmai trebuie să plecăm, că eu am și treaba aia. Nu, s-a anulat, s-a anulat. Nu mai avem nicio treabă. Ia zi-mi. Păi să vă zic de ce v-am chemat. Ia vino tu aici, mă. A? Ce păr și frumos, adică e simpatic foc. Îi dai cafea? Bea și el cafea? Nu e un el, e o ea. Și nu o bea. O mănâncă. Ok. Bă, vă știți povestea cu cloșca cu pui d'aur? Ce faci? Caut povestea. Nu mai căuta, mă, lasă și. Asta e cloșca. E afacerea anului, bă, băieți. Deci blănoasă asta? E o fabricuță de bani, mă. Îi dai seama ce bobe de-astea simple de cafea? Ea le trece așa în ea și le scoate pe partea de altă. Și așa se face cea mai scumpă cafea din lume. Deci e cloșca cu pui d'aur. Ia. Mă, scuze! Ce-ai fost? Scuze, deci, cafeaua asta specială, de aici asta este practic luată de la litieră, din fecale, din căcuți, de asta? Da. E că e bună? Da. Așa e că n-ați mai băut așa ceva? Bă? Nu, chiar e bună, mie chiar mi-a plăcut, are o aromă așa. Mai... Nu vreau să-mi stric gustul. Nu vreau să-mi stric gustul. Îmi pare rău, el e mai de la țară, știi, și nu își dă seama de... oportunitate, știe broscă ce oceanul. Are, dar că el e proprietarul unui restaurant de fițe din București și hai să poate băgăm și noi cafeaua în meniu, să facem un business, știi? Ce fițe, mă? Asta de pisică la mine în cârciumă, nu există. Mersi, nu. Tu ai idee cât costă cafeaua asta? Știi măcar cât costă cafeaua asta? Cât costă cafeaua asta? 500 de euro. Kilo. Mamă, să-mi bag, adică... Și cam... Cât produce ăsta mic? Câte chile? Asta mică. E o ea. Deci se adună cam așa, cam un chil la 4 zile. Bine, acum depinde de mai multe chestii. De mai multe chestii cum ar fi? Depinde de ce mănâncă, depinde dacă e stresat. Na. Dacă e stresat, de ce? Bine, vorbim lui tata. Are frate la bancă, ce e? Divorțată? Gata, mă, cu vrăjeala. Ai zis că o cumperi, da? Și ai grijă ce răspunzi, că stresezi dihorul, da? Și nu vrei să stresezi dihorul. Dacă eu o să cumpăr și eu un săculeț, 2 mici așa de cafea, o să iau și eu. Dar ca să ne spună cât face dihorul ăsta și să poate ne înțelegem. 1000, 2, maxim. 10.000, mă băieți. Ea voastră. Ce chilipir, adică e ieftină tare, 10.000 de euro. Eu ți-am zis că nu stă aici. E... și e chiar de pomană, cum ar fi. 4. Ce fac, mă, Johnny's? Uite, mă uitam pe meniul ăsta să văd ce mai schimb aici. Bă, tu îți dai seama ce a vrut ăla să ne vândă, nu?
Credea că ne face el pe noi, că ne prostește. Cum? Cum să plătim 10.000 de euro să bem ceva ce îngroapă pistică? Și nebun? Auzi, mă? Dar să știi că aia era o cafea bună. Nu, era delicatese. Înțelegi? Ceva fin. Și vezi că sunt puțini români care își permit să vândă cafeaua aia în România. Da. Eu am pus-o pe Ramona să-mi facă 5 cafele, 5 sortimente diferite, niciuna nu-i ca aia. Și eu mă gândesc că cu o cafea de-aia, eu aș pune cafeneaua asta pe harta Horeca din România. Vorbesc serios. Trebuie să fac treaba asta, trebuie neapărat să aduc cafeaua aici. Asta-i, mă, ești un pic din tipare, fii nebun! Știu, și nici măcar nu e vorba de bani. Cum nu e vorba de bani? E tot timpul vorba de bani, ești nebun? Da, mă, nu știu, eu am avut un principiu și am un principiu și l-am avut și când eram cu formația cu Lucky Boys. Bă, trebuie să dai oamenilor tot ce e mai bun, tu. Din tine, de lângă tine, înțelegi? Iar aia e o cafea bună. Păi da, da. Dacă mai ieși ceva bani, acum va fi un păcat? Dacă e păcat, păcatul nostru să fie, da. Să iasă bani, nu? Dar unde să facem rost de 10.000 pentru dihorul ăla care face cafea asta? Nu știu. Asta e adevărul, nu prea avem 10.000. Auzi, mă? Eu fac un fes. Ce-ai zis? Nu, ce-ai zis tu? Nu, ce-ai zis tu acum? Zic, dar zic ce-ai zis tu. Nu zic că mergem la Emil, ce-ai zis? Nici nu mai contează, mergem la Emil, foarte bună idee. Păi nu? Da. În toată clinica aia, acolo, trebuie să găsim noi un animal să scoată cafea de 500 de euro pe cur. Da, te-ai gândit bine, bravo, bravo, da, mergem la Emil. Hai! Acum? Da. Să beam și eu. Lasă că beam după aia. A plătești tu aia, nu?